După ce în anul 2021 polițele RCA s-au scumpit între 60% și 100% din cauza falimentului City Insurance, acum ne paște o nouă majorare. Motivul? Companiile de asigurare vor fi nevoite să dea mai mulți bani la stat, așa că vor trebui să-și recupereze de undeva pierderile. RCA-ul devine un lux pentru mulți șoferi. Problemele financiare ale City Insurance au determinat pe ceilalți asigurători să crească prețurile polițelor de răspundere civilă auto cu mult înainte. Renunțăm la mașini și la benzină și la așa, ce să mai facem cu mașini? În ultima perioadă, prețurile polițelor RCA s-au dublat sau chiar triplat în unele cazuri, iar acum, la început de an, se anunță noi scumpiri. Până la urmă, care ciclu și are nevoie, își va plăti, că nu are altă variantă. Da. Nu mai strâng la mașină. Eventual puțină mișcare, mai bună decât... Companiile de asigurări vor trebui să plătească mai mulți bani către stat. Până acum există o cotă de 1% din volumul primelor brute. Din februarie, această cotă va fi mai mare și va ajunge la 2,5%. Piața asigurărilor este estimată anual la 2 miliarde de euro, așa că cei 1,5% înseamnă că fondul de garantare va primi în plus 2,5 milioane de euro. Ia să mănânc! Da. Aoleu, și eu am vorbit cu doamna care îmi face asigurarea și mi-a promis că nu se mai mărește și de fapt am rugat-o să-mi facă asigurarea cu data aia care de când expiră asigurarea mea, cu valabilitate din ziua următoare. Dar mi-a promis că nu se mai mărește sau dacă se va mai mări, eu vreau să prind măcar prețurile vechi, dar sunt și alea deja mărite. Cum mi se pare această situație? Rău, mi se pare foarte rea. Benzina scumpă, deci combustibilul scump, toate, electricitate, gaze, alea, pe la blocuri, nu mai vorbim de regie, de toate alea. Deci totul este foarte scump. Măsura vine în folosul celor care au deprimit bani de la fondul de garantare, după ce asigurătorul, cu cei mai mulți clienții de pe piață, a pus lacătul pe ușă.